Faptele Apostolilor. Capitolul 9. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Isus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania! Iartă-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el, ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te! Căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel, și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și i-a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au covărât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul l-a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și l-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, și cum, în Damasc, propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evrei care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare.
Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogărât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om, anume Enea, care zecea de 8 ani olog în pat. Enea, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă. Scoală-te și fă-ți patul. Și Enea s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care, în tălmăcire, se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis 2 oameni la el să-l roage. Nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămașile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și, când a văzut pe Petru, a stătut în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și l-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți s-au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon.